Eva? Da? Eva Castilia. Da, ce faceți? Încântată. În sfârșit. Victor. Victor Martinez Paz, mă numesc. Ce faci? Vă sună cunoscut numele meu? Nu, aveți cumva vreo rudă internată cu ceva ajut? Nu în momentul ăsta, dar acum ceva timp sora mea a fost pe aici. Acum 7 ani mai exact, când ați asistat-o la naștere. Da. Selina, Selina Martinez Paz. Vă amintiți? Nu, adevărul este că nu pot să țin minte toate pacientele. Îmi imaginez, dar de ea cu siguranță vă veți aminti. Putem să vorbim? Ești o gură spartă. De ce ai spus că am fost în ascunzătoare? Nu, nu, gata, încetează. Măcar el a avut curajul și sinceritatea să-mi spună adevărul. Dacă e atât de sincer, de ce nu spune la toți cum face pipi pe el? Gata, draga mea. Frățiorul tău are o mică problemă pe care o vom rezolva. Dar ia să ne întoarcem la ale noastre. Începând de azi, nu mai aveți voie să intrați în pod. De ce? Pentru că nu vreau să mai rămâneți închiși. Și nici nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi întâmplat dacă Juan și Martin nu v-ar fi găsit. Ai văzut ce ai făcut? Bine, copii, acum mergeți, vă rog. Haideți. Parker, mă agit să găsesc alți investitori, dacă nu mai e Martarakis. Ce bine, da, e urgent. Auzi, sunt îngrijorat cu Nicolas, n-a apărut. Nicolas? Nicolas?